Tragedia aviatică în Belgia. 10 parașutiști și un pilot, toți belgieni, și-au pierdut viața după ce avionul în care se aflau s-a prăbușit pe un câmp la 20 de minute de la decolare. 3 dintre pasageri au încercat să sară din avion, dar asta nu i-a salvat. Se pare că una dintre aripile aparatului s-ar fi desprins în timpul zborului.